Ce v-a spus Ceaușescu în primăverii la ora 14:30, înainte de a pleca dumneavoastră spre Timișoara? Da, da. A spus următorul lucru. Vă redau cât mai exact din memorie. Un grup de vandali, de derbedei, vânduți străinătății, încearcă să destabilizeze România. Au spart magazine, a incendiat unități militare, a incendiat Comitetul Județean de Partid, a încercat să ia drapelul de luptă al unității. În această situație am decretat stare de necesitate în Timișoara, în municipiul Timișoara. Am ordonat lui Milea și celor de la interne să trimită un grup de general de răspundere să execute aceste ordine. Te duci și tu, deci nu era legat de general, și împreună cu județeana de partid să lămuriți toată situația cu incendierile cu toate și să intre în normal a doua zi. Orice problemă să fie rezolvată. Asta a fost misiunea mea. În continuare el spune, am recomandat, să nu mai spunem ordonat, lui Milea să spună la dispoziție un avion. Mă duc la aeroportul Otopeni pe la ora 14:30, poate 15 fără un sfert, acolo îl găsesc pe Stănculescu, pe Gușă, pe Nuță, un grup de ofițeri cu grad superior care nu-i cunoșteam, și îi întreb unde vă duceți. Mergem la Timișoara să executăm ordinul lui Ceaușescu. Păi mă duc și eu la Timișoara pentru problemele județenei de partid. Să mergem împreună. Unul mă anunță că aveți un avion la dispoziție. De ce să mergem cu două avioane? Mergem cu un singur avion. Așa am ajuns, la propunerea mea, să merg împreună cu ei. Am sosit la aeroportul din Timișoara, și acum să nu mai folosesc raportat, Locoienco Lăzeca îi spune lui Gușă, deși acolo era vorba de raportat, că în Timișoara se execută foc de armă, că sunt victime, că au fost incendiate unitatea militară, că au fost incendiate unele mașini ale ofițerilor. Cu asta s-a terminat. În momentul când am vrut să plecăm, anunță cineva că să dau un telefon la București. În această situație, Gușă și Stănculescu și Nuță îmi comunică că ei merg la comandamente, așa cum m-a informat în aeroport, în avion, când am plecat. Și asta pe mine mă deranjează, dacă vrem să spunem adevărul. Aici se spune de la parchetul general că împreună cu ei am plecat la județeana de partid. Nu! Am auzit după aceea, în timpul procesului, prin întrebările puse de unii inculpați, dacă v-ați oprit la Inspectoratul Ministerului de Interne. Am rămas uimit. Îi întreba pe ei. Și întreb, ce cu asta? Păi, dom'le, s-au oprit la Ministerul de Interne. A vorbit de acolo la telefon. La Inspectoratul de Interne, profesor. La Inspectoratul de Interne. Au plecat, n-au putut să intre pentru că era incendiată unitatea și s-au oprit, după aceea am auzit, la cazarma Oituz, adică batalionul de transmisiuni. De acolo a vorbit din nou cu unitatea și au plecat la unitate. În momentul când Ceaușescu a întrebat unde sunt, eu nu știam practic. Am rămas cu această idee că ei merg la unitate, așa cum m-a informat în aeroport. Acum ce spunea doamna sau domnul, că au ordonat să fie chemați generalii, nu a fost chemat niciunul. Nu a fost chemat niciunul. Domnule Coman, vreau să vă pun o altă întrebare. Dumneavoastră erați într-o poziție foarte importantă în Comitetul Central. N-aveați cunoștință de schimbările care se petrec în răsăritul Europei și că ceea ce a început la Timișoara ar putea să fie în legătură cu o schimbare, o asemenea schimbare? Ba da. Adică, și erați hotărât să vă opuneți la această schimbare? Nu, pentru nimic în lume. De-aia spuneam că sunt două etape. 16-18, 19-22. 16 și 18 este cea care am spus-o și este reală. Dacă asta... îmi permiteți și mie să intervin. Deci vreau să spun că noi la Timișoara nu suntem foarte interesați de toate discuțiile astea despre așa zise dezvăluiri despre Revoluție dintr-un motiv foarte simplu. Noi știm care este adevărul despre Revoluție. Nu trebuie să ne spună nimeni. Am trăit acele momente. Chiar și cei care au stat în casă toată perioada asta au rude prieteni care au fost pe stradă. Deci ei, în Timișoara se știe foarte bine ce a fost în Revoluție. Despre un lucru care l-a spus și domnul Coman despre faptul că ordinul de a se trage în Timișoara a fost dat de generalul Milea, că Milea a dat până se tragă. Un lucru care pe mine mă revoltă. Faptul că, de exemplu, și acum avem în București stradă cu numele Vasile Milea.
Acest criminal este încă considerat la București ca un erou național, iar primăria Bucureștiului n-a făcut nimic ca să schimbe această situație. Nu știu când se va termina cu această sfidare la adresa martirilor Revoluției din Timișoara. Și referitor la momentul de 20 decembrie, când foarte multă lume, cam toți cei care au fost acuzați ca o reprimare Revoluția Timișoara își arogă merite, și domnul Coman, și domnul Gușe, și domnul Stănculescu, și cam toată lumea cum au trecut de partea Revoluției. Vreau să vă semnalez. Generalul Gușe, înainte de a muri, a dat un interviu lui Pavel Coruț, într-o carte lui Pavel Coruț, Să te naști sub steaua noastră, și spune despre mulțimea din 20 decembrie, citez: mă convinsesem că nicio forță din lume nu îi putea opri să treacă în mod organizat către centru. Să facem o deosebire între acei șefi armate care trec de partea Revoluției și acei care își dau seama că nu se mai pot opune și atunci n-au încotro și dau înapoi sau renunță pe moment. Deci există o diferență între a trece de partea Revoluției sau a accepta resemnat o situație care depășește puterea ta de influențare. V-am înțeles. Și faptul că nu au trecut de partea Revoluției nici măcar în 20, când au fost sute de mii de oameni pe stradă, o dovedește nu numai faptul că eu și alți câțiva ca și mine au mai fost arestați până în 22, dar și, de exemplu, episodul din 21 decembrie de la Poligrafia din Timișoara, când s-a încercat să tipărească un manifest revoluționar și au fost trimise trupe de parașutiști ca să împiedice acest manifest. Dacă erau de partea Revoluției, nu mai trimiteau aceste trupe. Păi nu, domnule dragă, nu te supăra, iartă-mă, te rog, că mi-ai dat aceste două exemple. Acolo erau subunitate de parașutiști. Și dacă sunt în viață astăzi vreo 2000 de oameni, meritul, nu e bine să vorbești despre tine, este al lui Ion Coman și al lui Rotariu, care prin telefon, confirmat de zeci de oameni, întreba ce facem că vor să intre în tipografie. Zic, Rotariule dragă, încearcă să rezolvi prin dialog. Și Rotariu a rezolvat-o prin dialog. Ce a însemnat? De dimineață băgase în tipografie 7 oameni. Ca să pregătească, sunteți în meserie și dumneavoastră la fel, zațul. Adică spaltul pentru un... Dar ce caută militar în tipografie? Dați-mi voie. Atunci Rotariu spune, vor acești oameni, dă-i Rotariule. Ce mai vor? Vor să nu se scoată ziarul. Nu se scoate ziarul Rotariu. Și-au plecat oamenii acasă. Nu am pușcat pe nimeni. În condițiile stării de necesitate. Dacă erau nebuni acești oameni, parașutiștii cu 60.000 de cartușe la ei, 6.000 de cartușe la ei, îi făceau praf în câteva minute. N-au omorât pe nimeni acolo. Iar faptul ce spuneți dumneavoastră, hotărător a fost situația discuției mele cu Elena Ceaușescu în 19 decembrie, la orele 9, când muncitorii, în mod deosebit femeile de la Elba, au ieșit în curte și în care cereau schimbarea conducerii directorului, eliberarea celor doi din întreprinderi care erau arestați, și atunci îi spun lui Elena Ceaușescu, nu folosiți armata și forțele de ordine. Nu mai este vorba de vandalism. Este vorba de demonstrație pașnică. Dar în 19 au mai fost încă doi morți. Vă rog foarte mult. Discuția a fost purtată în prezența la mai mulți oameni, inclusiv a lui Stănculescu, care ia de față și care a declarat în proces că a auzit această discuție. Această convorbire care am avut-o cu Elena Ceaușescu, i-am comunicat-o și lui Milea. Milea e comunică lui Gușă. Și așa a început retragerea armatei în cazări. În data de 19 către ora prânzului. Dar mai în ziua de 20 decembrie. Mai avem 5 minute.